Cine este Adrian Despot? Sunt un om bun în pofida aparenței și a numelui și a muzicii pe care o fac câteodată. Ce spune muzica despre un popor? Manelele sunt oglinda noastră, cel puțin în prezent. Vă mai întoarce televiziunea stomacul pe dos? Între timp s-a descoperit că frumusețea lumii nu produce rating, ci urâțenia ei. Ați învățat să vă controlați la nervi? De cele mai multe ori, da. Cum v-a schimbat tragedia de la Colectiv? Câți ani ați fost în depresie? Depresia este ca un vierme de care nu scapi niciodată. Câteodată am eu nevoie de ea și o trezesc pentru a mă simți poate special. Vă mai simțiți gol pe scenă? Este singurul loc în care pot să fiu liber. Și nu a arătat cu degetul că sunt nebun. Hei, a fost un act artistic. Ok. Eu știu că n-a fost. 40 de întrebări cu Denis Rifai. Duminică seară de la 10:30 la Canal D.